Biroul politic de reintegrare promite măsuri legitime de răspuns după ce ieri Tiraspolul a interzis accesul în regiunea unui jurnalist de la Chișinău. Fotoreporterul Elena Covalenco a anunțat că a primit o interdicție pentru o perioadă de 3 ani, fără să îi se comunice motivele. Jurnalista intenționa să ajungă la meciul de fotbal care se juca pe stadionul din Tiraspol. Și organizațiile non-guvernamentale de media condamnă decizia așa ziselor autorități din regiunea separatistă și cer autorităților constituționale ale Republicii Moldova să asigure cetățenilor săi drepturile și libertăților garantate de lege. Elena Covalenco a declarat pentru TVR Moldova că a primit acreditare de la Clubul Șerif pentru a face fotografii la meciul Șerif Tiraspol AS Roma. Ea a mers în regiune împreună cu 2 colegi, iar la postul de control i-a fost înmânată interdicția de a intra în regiunea transnistreană. Întreba care sunt motivele, vrei să afli motivii de cui ceri la ministerul lor. Am mânat actele înapoi și am ieșit de pe teritoriul lor. Se duci tot provocată de teritoriul din țara ta și spune că nu ai voie. Evident, nu sunt chiar bine, dar nu pot să te revolți și să faci altceva nimic, probabil pot să dai alte consecințe. Nu am vrut să mă cert, mai ales pe teritoriul lor, fiindcă nu mă simt în siguranță acolo. Elena presupune că decizia așa ziselor autorități vine după ce în iunie a mers în regiunea transnistreană împreună cu o colegă jurnalistă care a documentat un material pentru DCVL. Reportajul a fost publicat, însă fotoreporterul spune că nu a avut nicio contribuție la realizarea lui. La jumătatea lunii iunie am intrat cu Violeta pe teritoriul transnistrean ca persoane fizice, ne-am înregistrat cu automobil, am trecut, nu am avut echipament nimic cu noi atunci, dar ne-am privat, am mai întrebat de unul anumit și ceva. Cu telefonul, evident, ne-a făcut și selfie, erau și publicat și pe Facebook chiar o fotografie în față la șerif. Și nu am făcut fotografii. Eu am însățit-o pe Isten Violeta. Presupun că ăsta e motivul. Biroul politic de reintegrare s-a autosesizat după incidentul de ieri. Această regretabilă acțiune demonstrează faptul că Tiraspolul urmărește o altă agendă decât cea declarată publică, aducând procesul de negocieri în impas. Măsurile întreprinse de autoritățile neconstituționale periclitează eforturile Chișinăului și ale partenerilor săi externi de a găsi o soluție pașnică și durabilă a dosarului transnistrean. Practicile abuzive ale Tiraspolului față de reprezentanții presei și a societății civile, îngrădirea constantă a libertății circulației, alte limitări brutale ale drepturilor omului în regiune nu mai pot fi tolerate. În consecință, autoritățile constituționale ale Republicii Moldova vor aplica măsuri legitime de răspuns capabile să descurajeze acest gen de acțiuni. Nu este prima oară când regimul de la Tiraspol comite astfel de abuzuri. Anul trecut, o echipă de jurnaliști români a fost reținută de forțele de securitate. Asociația Promolex a atenționat în nenumărate rânduri autoritățile de la Chișinău privind limitarea accesului în regiune al presei și apărătorilor drepturilor omului. Mai mult, avocații Promolex au atras atenția că în timp ce în regiune este instituit cod galben de alertă teroristă, la stadionul din Tiraspol au loc meciuri internaționale de fotbal. Reprezentanții asociației mai spun că este un cadou generos de imagine și financiar pentru un holding responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană.